Cei trei săteni din Alba care au ajuns primii la răniții din accidentul aviatic din Munții Apuseni au primit titlul de membru de onoare al Societății Culturali Patriotice Avramiancu. Distinția au primit-o cu ocazia balului moților organizat la Cluj-Napoca. Salvatorii din Apuseni primesc în continuare distincții pentru gestul lor din 20 ianuarie. Sâmbătă la balul moților aceștia au devenit membri de onoare ai Societății Cultural Patriotice Avramiancu. Vicepreședintele acestei societăți, Horea Chirteș, a spus că prin gestul lor cei trei săteni, Argentin, Todea Gheorghe Trif și Gheorghe Giurgiu, au făcut ca numele moților să fie asociat cu eroi. Potrivit acestuia au mai primit diplome de onoare ai societății și alți locuitori ai comunelor Horea, Județul Alba, Beli și Mărișel, Județul Cluj, pentru că mulți dintre ei au pornit locul accidentului aviatic pentru a ajuta la căutarea și salvarea răniților. Aceste diplome vor fi expuse la sediile primăriilor celor trei comune. Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu a fost înființată la Cluj-Napoca în anul 1990, având filiale în cele mai importante localități ale munților Apuseni. În 20 ianuarie, un avion de mici dimensiuni de tip BN2, la portul căruia se afla un echipaj medical, aterizat forțat într-o zonă muntoasă accidentată, la peste 1400 de metri altitudine, la granița județelor Cluj și Alba. În urma accidentului, pilotul Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion și-au pierdut viața, în timp ce patru medici și copilotul au fost răniți. Victimele accidentului au fost găsite de localnicii din Apuseni, primii care au ajuns la epavă fiind argentin Todia, Gheorghe Trif și Gheorghe Giurgiu.